Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. A pornit! Haide, mă! Să răsară soarele de 6 ori! Așa, șef! Magenta de 6 ori? Stai un pic. Sorine, iartă-mă, fratele meu, am uitat să-ți fac amplas. Amplas? I-am pregătit amplasul lui Sorin. Are șanse să câștige. Dar totuși să fim siguri că e amplasul. Cătălin, amplasul lui Bontata. Nu e momentul, Florin. Îmi spun de ce nu e momentul. Încă-i de vreme. Când consider eu că va fi momentul, îți fac semn. Ieri a luat 4 farfurii, poate, da, 4 farfurii, 4 coșuri de gunoi. Cum le vrei? Le dai încolo? Depinde unde stați. Lasă-le așa că e bine. Vezi că ăsta vrea să te blocheze, mă. Alianța s-a păstrat, am închis granița acolo. Dacă tot am avut alianță cu Scărlătescu astăzi, am zis, băi, uite, Sorin, îi las toate coșurile de gunoi să se împrietenească cu ele. Am tras o graniță așa între noi. Ia, tată, uite, și cu... sunt și goale. Să nu te lovești la degetel. Să vă luați și câteva scuturi, că nu pot să le iau decât așa. Celelalte echipe ne văd puțin cam slabi. Ecranul ăla acolo să fie 6, albastru, 3 ăștia. Și trei. Cosmin și ieri a zis că luăm 6 farfurii. Acum așteptăm farfurile, să vedem. Orange. Yeah! Sare soarele, băi! Da. Nici n-apuc să vă prima dată farfuria portocalie pentru că țipă toți. Normal, mă, că de la mine răsare soarele, bineînțeles. Îți dai seama după țipetele lor ce farfurie s-a dat drumul pe bandă. Bă, normal! Prima farfurie portocalie, iar începe nebunia. Bă, dar n-am văzut așa ceva. 7 trebuie să luăm azi. 7. La prima farfurie nici nu ne mai băgăm în seamă cu nimeni. Păi, Doamne, iar acolo. M-am săturat de farfurii mov și portocalii. Vreau să văd și albastri. Stai că parcă e un deja vu aici. Așa a pus și aseară. După aia se iasă și un albastru. Cu toții deja începusem să ne facem filme despre cum ar fi să fie exact ca ieri. Fast food-ul e în floare, fraților. Cui nu-i place să mânce un taco bun? Cred că vine ceva, barcă. Hai, Mioara, ai vorbit acolo sus? Am vorbit? Sus? Sus, mai sus. Bravo. La primul battle, ea a zis că a vorbit acolo sus și că e bine. M-am vrut să-mi confirm că a vorbit și astăzi. Am legătură cu cel de sus. Oh! Am regalat ziua cu ei. Yes! Finally, a ieșit și soarele pe strada noastră. Și Saint-Tropez trebuie să vadă un pic lumină. Sper să nu fie și ultima. Haide! Apoi când a intrat albastru, am zis clar, e ca ieri, fraților. Fix ca ieri. Exact ca ieri. A, mă, uite, cu o plăcită, o plăcintă am scos. Să fie între noi și Scărlătescu azi e posibil. Oare? Să batem și noi astăzi? Și asta e posibil. Tot așa am intrat a doua farfurie. Nu mai, parcă da. Portocaliu, albastru, mă gândeam acum o să intre mov, ceva de genul. Ursule? Și acum trebuie să intre portocalie, nu? Da, așa era. Și așa după aia... Mai trebuie să vină mov. Niște portocalie. Una portocalie și după aia mov. Corect. Bine, hai, stăm cu minții. Hai, lasă în parte la noi, mai multe la noi. Bă, la joacă un pic trebuie să intru și eu. Nu vă supărați pe mine, că n-am cum. Iar începem ca ieri, iar conduceri, iar ne luăm în freză. Fără îndoială, șef. Deja l-am auzit pe șef, mă, să nu fie ca ieri, mă, să... Deci nu, șef, nu se poate. Deci nu, cum să se repede? Nu. Și dacă ar fi ale noastre, tot se mai pot schimba lucrurile și tot nu e nimic sigur și nu e nimic decis încă. Hai, mă, că asta e a noastră, ca să fie 2-2. E a noastră, da. Dacă o pierdem, asta bat.
Nu e problemă. I-am zis lui Alex să-l bat dacă nu câștigăm. Ideea în care asta i-am zis și data trecută. Am început ușor, ușor să o iau pe urmele a ce am trăit la primul battle. E bine. Hai că e bine. Hai că ne apropiem de ziua de ieri. Voi de mă. Stai mă, băiatule, unde te grăbești? Aoleo, cât durează. În punctul ăsta nu mai suport nici culoarea portocalie, nici viva magenta aia sau ce culoare fi. Hai cu farfuria. Doamne, cum așteptarea asta. Albastră. Asta suntem noi. Orange. 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 Plăcințică. Plăcințică. Începem să simțim că ne se învârtesc creierii. Parcă mi s-a dus așa, moralul în jos. Calm, calmează-te, calmează-te. Ce-o calmează? Nu calmează, nu. Sunt cu inima aici, așa. Hai bine deloc. Hai cu mobu, hai cu mobu. Hai, 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 hai. Mă crezi că visez la noapte sunetul ăsta, nu mai pot. Orange. 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 Calm. Hai, că se poate, că se poate. Las-o, treabă, n-ai cum. Mama ei de treabă. Invariabil, ritmul bandei rulante este greu de influențat când vine vorba de numărătoare. Emoțiile prin care trec echipele ating cote greu de controlat, cu atât mai mult când scorul e strâns. Fiecare sunet, fiecare strigăt, râs, șușotit, produce reverberații nebănuite în jur, mai ales printre adversari. Panica e uriașă, la fel ca ambiția de a învinge. Hai cu farfuria. Doamne, cum așteptarea asta. Albastră, albastră, albastră. Suntem noi. Orange. 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 Plăcințică? Plăcințică. Da! Yes! Liberi! Standard castare. Liberi! Că-i liberi! Din momentul ăsta, eu chiar am început să cred foarte tare și să-mi doresc foarte tare să se repete jurizarea de la primul battle. Liberi. Aceeași problemă ca azi. Și nu mai pot, mă crezi că visez la noapte sunetul ăsta, nu mai pot. Ce-ți mai zic? Mai avem șansă. Trebuia mă să fie și la ei una. Bucurie, bucurie, dar este o magenta. Dintre primele patru farfurii, suntem în joc. Mai sunt multe farfurii de intrat. Vor fi plăcinte? Doamne ajută! Doamne ajută! Maxim mai intră una la magenta și restul le luăm noi. Încă șapte... Deja... Încrederea noastră crescuse și mai mult. Hai, nu, încă una mă totală. Să luăm un pic de avans. Nu, una în avans și de ajuns, deci mă întâlnim. Yes! 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 Haide, haide, haide! Că se poate? Nu știu, tată, 3-1-1. Noi la fel ca ieri, mă. Parcă mi s-a dus așa moralul în jos. Mă gândeam, bă, iară ghinioniști. Da, bă, las-o, bă, frate, bă. Gata, bă, băi. Ajungi. Nu e bine deloc. Se repetă istoria, dar îți dai seama că sunt cu inima aici, așa. Le spuneam oamenilor doar atât, colegilor. Nu vă grăbiți. Nu vreau să se întâmple ca ieri. Calm, calmează-te, calmează. Ce-o calmează? Nu calmează, nu. Și l-auzeam pe șef Montea. Păi la fel ca data trecută, nu la fel ca data trecută. Domn șef, nu șef, fără îndoieli și colegi, fără îndoială, deci nu avem voie să avem îndoială. Nu cred că o să fie exact la fel, că... E greu să ai un jury nou, o mâncare nouă, ingrediențe nou, mână legată și să aduci iarăși 6 farfurii acasă. Sorine, dacă e ca ieri, stai liniștit că pleacă Ionica. Păi a mai plecat o dată, sărac. Noi cu învârtita începem să simțim că ne se învârtesc creierii. Deci că suntem în ziua cârtiței, să mor eu. Ziua cârtiței? Da. E seara cârtiței. Nu, ziua cârtiței, că ziua cârtiței se repetă întotdeauna. Florin a început cu dalea, cu vrăjeala, nici cu superstițiile lor. Dați-vă drumul la cuptoare, aceeași caterincă pe care o facem mereu. Vă dau drumul la cuptoare cu dragii așa. Mei. Mulțumim. Să fiți pregătiți pentru duel. Are și ăsta ritualul lui, știi, adică facem de-astea și el a făcut la fel. Ce s-a întâmplat la battle-ul 2 și nu s-a întâmplat la primul battle a fost linia de coșuri de gunoi pe care le-am pus acolo. Dacă am stricat ordinea și acum vor intra la Cătălin. Mama ei de treabă. Bă, nu vă strig, mă, și o statistică azi. Fix la asta mă gândeam. Poate să fie exact ca ieri, dar să se schimbe culoarea. Pentru că am pus alea acolo și am stricat ziua cârtiției. E altceva. Dar eu încă sper. Mirela, zi. Portocaliu, normal.
Nu există altceva. Trebuie, e imposibil să fie altceva decât portocaliu. Suntem dubioși europei dacă suntem tot cu o farfurie. Pe bune, acum. Am măcar una să mai întâși la noi, adică. Umilitor una. Nu vrem umilința astăzi. Nu vrem să avem doar o singură farfurie, pentru că nu e corect. Asta e farfuria noastră, să știți. Hai, habibi. Hai, că se poate, că se poate. Exact, trase la Intigo. Sigur au pus și farfurile noastre acolo, pe bandă? Adică copiii au avut și farfurile noastre, sau? Ok, e ca ieri, e ca ieri. Mamă, e ca ieri. Eu moare, nebunesc, nu pot să cred că exact la fel. Exact ca data trecută. 4-1-1. 4 farfurii la Bontea, una la mine, una la Dumitrescu. Dacă e ca data trecută, trebuie să luăm coșurile de acolo, clar. Le-au la picioare pe toate. Știu, mi-am dat seama, nu? Vă ajutăm, șef? Așa pare că se întâmplă. Până aici, același deznodământ. Deci dacă următoarea nu intră mov, e groasă. N-avem nicio șansă. Dar intră. Hai mă, n-am cum să la fel să se întâmple la fel. Nu, șef. Nu la fel. Vizualizăm 7 farfurii. Să luăm cu 4 iarăși. Doamne, suntem atât de aproape. Deci suntem acolo, lisionăm. Nu, șapte, că suntem liniștiți, liniștiți. 7, superb. Putem să mergem la bere, la Strazuro. Fără să vrei gândul să gândești, mamă, e la fel ca ieri, dar haide că putem să schimbăm istoria, trebuie să putem să schimbăm lucrurile acestea, știi? Nu contează, că oricum nu prea mai avem șanse să câștigăm. Ba da, ba da, ba da. Decât să vină toate la noi. Făceam calcul, eu zic, toate trebuie să fie ale noastre ca să câștigăm, i-am zis, cam greu, dar tot tu mai aveam o șansă, mai aveam o speranță. Aș mai vreau la duel. Vine să plâng pe cuvântul meu, domnule. Așa rău. Albastru, hai că albastru. Ne rugam la farfuria aia albastră și speranța încă există. Hai mă, dă-mi ăsta. Dă-mi un mov, să măcar să trăiesc cu speranța că se repete istoria. Mov, magenta, beriberi. Se repetă istoria. Aci suntem iarăși câștigători. Magenta royal. Habibi, another one, habibi. One more for you? One more for me, please. Next, for you, chef. One more for me. Vine, vine, vine. Vine, vine, vine. Dar nu mai vine, bă, frate, bă. Genial! Eu nu pot să cred așa ceva aici. Hai, mai avem șanse, avem șanse. Hai. Mai. Lasă-o, dracu, n-ai cum. N-are cum să fie exact ca data trecută. N-ai cum să fie, n-are cum să fie ca data trecută, n-ai cum. Hai, mă, domn. N-ai cum să șase, fie la fel. 7, mai sunt 4. Mai sunt 4 și câștigăm noi. Cum să nu intre decât o farfurie până în momentul ăsta? De căier. Doamne, ajută, ești nebun, dar așa să fie. M-aș bucura maxim. Dar cum să fie la fel ca ieri, bă, domn... Dar zi mersi că dacă e la fel ca ieri, pleacă o Ionică, care a plecat deja. Aia e. Gata. Nu strica ziua cărtiței. Very Berry vrea la bere. Ar fi genial. Nu s-a întâmplat niciodată aceeași chestie la fel. Dar nu la fel, la azi nu la fel. Niciodată. Ar fi... istorie. Istorie. În istoria 12 sezoane, 11 sezoane deja jucate, nu s-a întâmplat niciodată ca două zile la rând să avem aceeași ordine la intrarea farfurilor pe bandă. Trăiți istoria, voi! Fără istorie! V-ați trăit istoria pe pielea voastră, să fie identic! Nu vrem istorie. Este o istorie care se repetă ca blugie bazați au venit farfurile. Scap de ei vin din nou, scap de ei vin din nou. Nu acceptam să aibă de două ori noroc la rând. Nu, nu suportam ideea asta. Hai cu portocaliu, că da, nu da, mai da, 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 da. Ce așa chestie. Să face rău, bă. Hai cu mov, hai cu mov. Hai că e șansă. Hai, 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 haide, 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 hai, 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 hai. Același rezultat, același timp de a intra farfurii ca data trecută. Mai what the fuck mushrooms? Ce sunt plac cu pastea asta? Nu mi place mof, nu mai vreau. Se vede mof. Deci noi nu ieșim de una, mă. Noi nu mai suntem în calcul sub nicio formă. E clar că acum bătaia este între Bontea și Dumitrescu. Băi, simți invidie, pe bune. Începe să te roadă invidia. Eu nu înțeleg cum a luat-o cu cipercea. Nu înțeleg, adică mai nici eu nu înțeleg de ce. Păi poate să mai intre una la portocaliu. Nu mai trebuie să mai intre niciuna, adică e la noi toate. Haideți-mă. Una ne trebuie, șef. Poate fi și egalitate, dar trebuie să intre portocalie.
Neapărat. Cam asta e șansa noastră. Să vină trei farfurii albastre, să fim la egalitate cu echipa lui Bontea. Deci n-are cum. Am precis măcar două farfurii am acolo. Hai la bere. Ca să mai avem șansă, trebuie să fie portocalii mea. Cred că ar trebui să joc numerele astea la loto, efectiv. Cred că, da, 6, 4, 1 și 4 și 1 ar trebui jucate la loto. Foarte tare, frate. Doamne Dumnezeu, am luat iar o farfurie. Dezastru și mai mare. Hai că e în prima zi, ne-am revenit greu, dar și în a doua zi o farfurie. Băi, vii sănătos și pleci nebun. Dacă nu dădea șef Bontea cu piciorul în toate tomberanele alea, cred că mă băgam și eu să joc un fotbal cu ele. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.